Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem la o nouă rundă de dezbatere electorale la TV8. Împreună îi descoasem și îi ascultăm pe candidații la funcția de primar al municipiului Chișinău pentru ca să putem alege liber. Candidații de astăzi de la dezbaterile Alege Liber sunt doamna Irina Caraman, Diana Caraman, candidată a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Bună seara! Dobre vecer! Domnul Ion Blugag, candidatul CUP. Bună seara! Bună seara! Domnul Ion Purice, candidatul Partidului Liberal. Bună seara! Bună seara, vă sunt! Și domnul Mihail Polianski, candidatul Congresului Civic. Bună seara! Bună seara, dobre vecer! Înainte de a începe dezbaterile, vă voi anunța care sunt condițiile de desfășurare acestora. Veți avea în total la dispoziție câte 8 minute, împărțite în câteva runde. Primul este minutul de prezentare, urmate de 2 minute în care veți răspunde la întrebările mele ale moderatorului, 4 minute dezbatere între candidați și minutul final. De asemenea, vă anunț că în cadrul dezbaterilor nu se admit mesaje de incitare la ură, violență, atacuri la persoană sau mesaje de discriminare rasială, religioasă sau de gen. Acestea fiind spuse, vă invit să începem dezbaterile electorale. Doamna Caraman, aveți la dispoziție un minut să vă adresați, să vă faceți cunoscută pentru alegători. Уважаемые телезрители, дорогие кишиневцы, меня зовут Диана Караман, я являюсь секретарем Центрального комитета партии коммунистов, депутатом парламента. Родилась и живу всю осознательную жизнь в Кишиневе. Хочу подчеркнуть, что наша программа идет и основана на ваших запросах, которые мы получали на протяжении всего периода, всех тех встреч, которые мы проводили в межвыборный период. Хочу напомнить, что Кишинев развивался, был научным центром, культурным центром, центром производства во времена коммунистов. И я абсолютно уверена, что и в этот раз именно коммунисты способны вернуть городу былую славу, былые возможности. И в этом отношении я иду не одна, я иду с большой и самой опытной командой, которая на протяжении всего периода существования и возможностей участия во власти уже доказала, что жители Кишинева могут жить лучше, и мы можем развивать свое государство в интересах наших граждан. Мы обязательно обеспечим, чтобы наш город работал на граждан, а не наоборот. Да. Мульцмес мульт, домнул Булгак, а ведь еще 12 минут, касса адресация аллигаторилор. Bună seara, doamnelor și domnilor! Numele meu este Ion Bulgac, sunt candidatul CUB pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău și în același timp sunt capul de listă pentru echipa pe care o propunem domnilor voastre pentru Consiliul Municipal Chișinău. Venim într-o campanie electorală plină de promisiuni, așa ca de fiecare dată. Venim într-o campanie electorală care foarte mult o arătat și a un teatru absurdului și sigur că domnilor dumneavoastră ați simțit asta și o să vă convingeți și pe parcursul acestei seri încă o dată. Chișinăul astăzi are nevoie de intervenții dure, de măsuri chirurgicale, care sunt și foarte costisitoare, înțelegem foarte clar. Venim în campania asta electorală cu un program pragmatic, asumat. O să vă-l comunicăm pe parcursul acestei seri, dar, în general, avem trei dimensiuni mari. La Chișinău avem nevoie de un plan urbanistic general nou, de bani mai mulți în bugetul municipal și de multe excavatoare și buldozere. După asta, peste 10-15 ani, o să putem vorbi despre un oraș confortabil. Despre asta vorbim în această seară. Votați Ion Bulgacu, votați CUB. Mulțumesc mult, domnul Bulgacu, domnul Purice. Un minut la dispoziție. Bună seara, dragi locuitori ai orașului Chișinău, a suburbiilor sale. Numele meu este Ion Purice, sunt medic de profesie, sunt vicepreședintele Partidului Liberal. Am lucrat în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, după care am fost asistent al deputatului. 5 ani de zile am fost vicedirector al unei instituții medico-sanitare publice de nivel municipal. Cunosc foarte bine subdiviziunile primăriei municipiului Chișinău. Iar actualmente sunt director al unui spital de nivel regional, o funcție câștigată prin concurs. În aceste alegeri candidez la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea Partidului Liberal. Candidez la acest post pentru că această cetate din inima Basarabiei trebuie să redevină una euroatlantică, trebuie să redevină una românească, unde locuitorilor să le fie asigurată pacea, securitatea și bunăstarea. Da.
Mulțumesc mult. Domnul Polianski, minutul de prezentare. Спасибо. Я Михаил Полянский, выдвинут партией «Гражданский конгресс» на пост мэра города Кишинева. У нас сильная команда, команда, которая включает в себя и экономистов, и урбанистов, и много инженеров, учителей, врачей, тех людей, которые живут в городе Кишиневе. Я родился, учился, живу и работаю в городе Кишиневе. Мы понимаем, что нынешний мэр Ион Чебан сделал многое для развития города. Он действительно поменял несколько облик Кишинева, но тем не менее накоплены серьезные очень проблемы, противоречия и конфликты в городе Кишиневе. И это не решил Чебан, и, судя по всему, он и не собирается это решать, потому что не видит в этом проблемы. Город стоит в пробках, в городе проблемы с экологией, в городе продолжается хаотичная застройка, нет градостроительного плана, и все эти вопросы можно решить именно в диалоге с жителями Кишинева. А мэрия сегодня закрыта. Команда Гражданского конгресса идет открыть двери мэрии города Кишинева для кишиневцев, для горожан. Мы призовем голосовать и в Кишиневе, и в других городах за партию Гражданский конгресс. Mulțumesc mult. Trecem la următoarea rundă de dezbatere. Am să adresez întrebări pe rând tuturor candidaților. Așa cum spuneam mai devreme, prima întrebare este, ține oarecum de integritate? Doamna Caraman, prima întrebare pentru dumneavoastră. Organizația START a Mișcării O Viață Nouă vă este cunoscută? Dumneavoastră ați participat la lansarea acestei organizații de tinere a Mișcării O Viață Nouă. Această organizație s-a bucurat de susținerea deschisă a Partidului Șor, iar la lansarea organizației, am să rog colegii să pună și poze de la lansare, ați participat alături de Marina Tauber, iar Marina Tauber a vorbit despre faptul că de fapt această organizație se bucură de susținerea lui Ilan Șor. Ce vă leagă de această organizație și ce vă leagă, dacă vă leagă ceva, de Marina Tauber sau Șor? Марина Таубер, Илон Шор, мои коллеги по парламенту. Более того, мы не запускали эту организацию. К нам обратились молодежь из муниципия Кишинев с предложением провести диалог, встречу с депутатами. Пригласили меня и Марину Таубер. И обсудили возможности развития молодежных организаций до регистрации. Я так понимаю, что это не дошло. Но хочу подчеркнуть, что это было еще до того, как было обращение в Конституционный суд. Это было до того, как Майя Санду встречалась с Мариной Таубер на консультациях публичных, после того, как госпожа Гаврилица подала в отставку. Поэтому я думаю, что если вы задаете мне такой вопрос, надо задать и Майя Санду вопрос, что ее связывает с госпожой Таубер, когда она ее позвала на публичные дебаты. Cu siguranță o să o întrebăm pe Майя Санду. Întrebarea mea era dacă dumneavoastră vedeți o problemă să participați împreună cu Marina Таубер la crearea unei organizații де тенерета уни мишкар. Я не вижу никаких проблем участия и совместного диалога. Я цивилизованный человек, общаюсь абсолютно со всеми политиками, не вижу в этой проблемы. Более того, те политики, которые выступают за смену власти, за возврат действительно народной власти в стране, поэтому я не вижу никакой проблемы в общении с людьми, которые придерживаются таких же идей, как и я. Am înțeles, mulțumesc pentru răspuns. Domnul Bulgac, o întrebare pentru dumneavoastră. Sunteți cel mai tânăr candidat la funcția de primar al capitalei, 23 de ani. Ceea ce vi se poate reproșa dumneavoastră este lipsa de experiență de viață și de muncă. Cum răspundeți celor care vă reproșează acest lucru? Experiența mea de viață e limitată la spațiul pe care am reușit în timp să-l trăiesc în acești 23 de ani frumoși. Eu sunt extraordinar de mândru, doamnelor și domnilor, că sunt probabil unicul candidat în această campanie electorală, integritatea căruia nu poate fi contestată. Uitându-mă în urmă, eu nu trebuie să răspund de ce am semnat pentru Plahotniuc. Uitându-mă în urmă, eu nu trebuie să răspund de ce în 2019 eram șef pe ideologie la PSRM și astăzi mă dau mare pro-european. Ce exemplu este pot să continui? Activitatea mea personală, profesională în ultimii 5 ani a fost legată de domeniul de afaceri. Am răspuns deja și în alte dezbateri la întrebări legate de asta. Activitate transparentă de la A până la Z.
Și cred că lucrurile pe care am reușit să le fac, pentru că am condus o asociație obștească, Asociația Națională pentru Dezbateri Academice, câteva mii de tineri prin asociația pe care am condus-o, eu am învățat să facă dezbateri. Toate lucrurile pe care am reușit să le fac până acum, doamnelor și domnilor, sunt suficiente ca să mă recomande în calitate de candidat și oameni de la Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, care sunt oameni serioși. Noi avem în echipă profesori universitari, generali de armată, antreprenori. Dacă acești oameni și-au asumat să meargă candidatura mea în față, cred că asta este răspunsul, este răspunsul foarte clar la această întrebare. Am înțeles. Întrebarea era dacă abilitățile dumneavoastră de a organiza dezbateri sunt suficiente ca să puteți conduce. Nu cred că e corect să limitați abilitățile mele la organizarea dezbaterii. Asta e un lucru care mă mândresc. Abilitățile mele sunt suficiente pentru a fi un lider corect pentru orașul Chișinău. Și am vorbit deja și în alte spații despre faptul că, dacă o să vă uitați foarte atent, nicio capitală europeană nu e condusă strict de urbaniști sau de... Sunt capitale europene conduse de chirurgi, sunt capitale europene conduse de criminaliști. La Kiev primarul e un boxer și la Tbilisi primarul e un fotbalist. Oamenii în Republica Moldova trebuie să înceapă să caute pentru funcțiile oamenilor care îi conduc, în primul rând, lideri. Da, eu sunt capabil mult să fiu un lider. Mulțumesc mult, să păstrăm timpul și pentru alte întrebări. Domnul Purici, o întrebare pentru dumneavoastră. Partidul dumneavoastră, Partidul Liberal, a avut o experiență bogată în administrarea capitalei. S-a aflat mult timp, nu doar primarul, dar și în calitate de consilier municipal în Consiliul Municipal Chișinău. Fracțiunea Partidului Liberal din Consiliul Municipal a participat de mai multe ori la adoptarea mai multor decizii problematice de acordare sau vânzare a unor terenuri publice. De multe ori, deciziile de genul ăsta au fost luate în mod surprinzător cu votul comun al consilierilor liberali și comuniști, socialiști. Cum vă asigurați că nu se vor mai întâmpla astfel de lucruri despre care presa de investigație a scris, care au ajuns anchete ale organelor de drept, nu vom mai avea astfel de cazuri? Bine, știți cum la această întrebare aș putea să răspund politic, administrativ sau... Dar, în calitate de primar. În calitate de primar, evident că nu pot să susții unele proiecte bune care sunt în folosul cetățenilor, care sunt pentru cetățeni, pentru a schimba bunăstarea lor, viața, ce ține poate de proiecte de infrastructură, de așa mai departe. Dar de colegii care au votat sau eu nu cunosc aceste proiecte suspecte, însă nu pot să răspund votului lor. Iar unii... Sigur că nu puteți, nu v-am rugat să răspundeți pentru colegii dumneavoastră. Apropo, au fost proiecte care au avantajat colegii dumneavoastră, care în perioada aceea erau consilieri municipali. N-am să le dau numele lor, dar să știți că au primit prin votul colegilor anumite bunuri. Întrebarea era cum faceți să nu mai ajungeți într-o astfel de situație. Evident că proiectele care suspecte, care nu au transparență, care nu au avizurile comisiilor, care nu sunt pentru oameni, nu voi vota cu comuniștii, cu socialiștii, tot felul de trădători, intrați într-un partid în altul. Cam ăsta ar fi răspunsul meu. Am înțeles. Dumneavoastră nici n-aveți cum să votați ca și primar. E vorba de echipa de consilieri. Domnul Polianski, o întrebare despre dumneavoastră. E din declarația de avere. Tot ce ați indicat în declarația de avere depusă la CEC este un venit de 5.500 de lei. Cum reușiți să trăiți din asta sau n-ați indicat totul acolo? Nu, este declarația de доходах, care були получены в предыдущий год. Это не значит, что не было доходов, не было работы, не было коммерческой деятельности, другой деятельности до этого. Поэтому нормально, все хорошо, живу на тех доходах, которые были до этого периода. А прошлый год действительно был, ну, так скажем, сложный год не только для меня, а для многих других людей. Как келту из меня стопило? Ну, я говорю, что та зарплата, которую я получил, она указана в декларации. Точно так же, как и другие объекты или имущества, которыми я владею. А коло не индикат ничего проприетати? А ведь проприетати сам? Есть машина, например. А, машина, да, машина. А что касается тех доходов, на которые я жил, это доходы, которые были за год до этого, как бы все нормально было. Поэтому вот так я ответил на этот вопрос. Да вам требат, как келтуит спилон? Я не могу сказать, сколько расходы. Наверное, в районе среднестатистического, в районе 10 тысяч. Am înțeles. Mulțumesc pentru răspuns.
Mai avem timp să mai abordăm încă câte o întrebare pentru fiecare dintre candidați. Doamna Caraman, dacă ajungeți primar al municipiului Chișinău, în ce limbă vor fi organizate ședințele primăriei? Aici am să citesc din programul dumneavoastră electoral. Spuneți, la nivel din municipiu va fi asigurată și funcționarea, adică funcționarea limbii în care, de comunicare a minorităților etnice, adică funcționarea limbii ruse. Безусловно, как и в цивилизованных государствах, заседания будут вестись на молдавском языке, но с учетом и с возможностью граждан выступать на том языке, на котором им удобно. При этом надо учитывать, что согласно статистике в Кишиневе живет 30%, которые разговаривают только на русском языке, и более 80% людей, которые разговаривают и понимают русский язык. В этом отношении у нас действительно не будет никаких ущемлений в отношении языкового вопроса. Каждый человек будет обеспечен своим правом пользоваться тем языком, которым им удобно. И я абсолютно точно уверена, что конкретно мы сможем это обеспечить. И, используя свое время, хочу обратиться к гражданам, которые сегодня меня встречали и последние дни, и выразить огромную благодарность за ту поддержку, которую они мне оказали в связи с вопиющим случаем, который произошел на Молдова-Уну. Очень многие люди высказались против такого отношения, высказались против того, что граждан Республики Молдова как-то ограничивают в их правах, в том числе на использование языка, на котором им удобно говорить. Поэтому Dumneavoastră veți face ședințele în limba română. Veți vorbi în limba română. На молдавском языке. Да, я не раз выступала в парламенте на молдавском языке. Окей, am înțeles. Bun. Haideți să nu... Eu am înțeles răspunsul, să păstrăm timpul pentru următoarea rundă. Domnul Bulgac, o întrebare pentru dumneavoastră. V-ați asumat în această campanie să fiți vocea generației tinere. Vă adresați în mod special către ei. În Chișinău sunt însă și foarte mulți vârstnici. Nu știu, am căutat niște date statistice să-mi dau seama ce avem mai mulți, vârstnici sau tineri. Dar e clar că avem mulți și de unii și de alții. Lor ce le promiteți? Vârstnicilor, mă refer. Bun, în program electoral pe care îl numim Oferta Liberală pentru Chișinău, care este disponibil pe site-ul de campanie omulnostru.media și poate fi văzut în totalitatea lui, în program electoral pe care l-am scris personal, la capitolul persoanelor care sunt mai în vârstă de generația pe care mi-am asumat să o reprezint în primul rând, că nu e vorba doar despre tineri, spunem foarte clar că înțelegem că viața noastră aici la Chișinău și viitorul nostru aici la Chișinău este strâns legat de faptul că vrem să avem alături de noi părinții noștri, bunei noștri, vrem ca ei să fie sănătoși, vrem ca ei să ne fie alături cât mai mult timp. De aceea programul mare cu care mă mândresc eu și pe care l-am inclus acolo se numește programul de îmbătrânire sănătoasă, care presupune mai multe intervenții la nivel de gestionare a domeniului sănătății publice. Acolo avem foarte, foarte multe întrebări. Nu știu dacă avem spațiu să întrebăm, că avem nevoie de discuții de vreo 2 ore, dar ăsta este programul cu care ne mândrim, ăsta este un program corect și vreau să țină cont telespectatorii că, în general, programul electoral pe care îl avem nu este plin de promisiuni, dar ăsta este un angajament corect față de părinții și bunii noștri. De timp. Domnul Purici, o întrebare pentru dumneavoastră, iarăși vine din programul electoral pe care l-am găsit al dumneavoastră, în care spuneți că sunt unicul candidat unionist care își iubește neamul, iar Partidul Liberal, în situația geopolitică de astăzi, este obligat să înceapă mai activ lupta pentru a duce la bun sfârșit idealul înaintașilor noștri, unirea. Spuneți-mi, vă rog, ce are acest deziderat cu atribuțiile unui primar? Ok, am să vă răspund. Cu toții cunoaștem că marele bătălii au avut loc din capitală, inclusiv în anul 2007, când Dorin Chirtoacă a dat un avânt Republicii Moldova, am debarcat comuniștii de la guvernare, după care au venit partidele pro-europene. De aceea, Chișinăul în ziua de astăzi, având un primar al Kremlinului, un primar care a fost pe la socialiști, a fost pe la comuniști, a perindat în mai multe partide și astăzi s-a vopsit în verde, asta este o intenție la viitoare alegerile parlamentare. De aceea, Chișinăul trebuie să aibă un primar unionist, un primar care are viziune românești, pro-europene. Prin urmare, este o notă care o dă primarul municipiului Chișinău. Asta veți face politică sau administrarea capitalei? Administrarea capitalei, dar nu pot să faci administrarea capitalei având viziuni pro-Kremlin și așa mai departe. Fiindcă indirect ține de încotro se îndreaptă capitala municipiului Chișinău. Și aș vrea să fac și o paranteză aici. Cred că codul electoral trebuie amendat cu un subiect unde
invitația la dezbatere trebuie să vorbească în limba română și nu în altă limbă, iar în acest sens, având în vedere că sunt alegerile locale aici în Chișinău, eu am în programul meu că toți cei care vor fi angajați în primăria municipiului Chișinău și a subdiviziunilor sale să cunoască și să vorbească obligatoriu limba română, fiindcă nu suntem... Și cei care nu vor vorbi, veți concedea? Bun, eu am înțeles cu cei care vor fi angajați. Dar cei care deja sunt acolo. Care sunt angajați vom face programe de învățare a limbii române, cei care le vor expira contractul, evident că vom învăța în limba română. Vă rog să păstrați timpul. Doamna Șuptocă, ne licele. Domnul Polianski, o întrebare pentru dumneavoastră. Acuș o să fie dezbatere, o să aveți ocazia să vă adresați întrebări. Întrebare pentru dumneavoastră. Bugetul public este insuficient pentru asigurarea modernizării și dezvoltării capitalei. Eu cred că noi cu toții suntem de acord. M-am uitat peste programele tuturor. Nimeni nu v-ați încadrat în cât câștigă ca și buget municipiul Chișinău. De unde veți lua bani pentru realizarea obiectivelor dumneavoastră? Вопрос хороший, потому что вопрос про деньги, он звучит достаточно часто, и, как правило, очень многие политики шантажируют избирателей, что там нет денег, есть деньги. Ну, в реальности, во-первых, Кишинев действительно богатый город. Здесь 60% денег страны сосредоточено в Кишиневе. 60% экономики, экономической деятельности в Кишиневе. Но при этом мы видим, что почему-то в Кишиневе у нас убыточные муниципальные предприятия. Почему-то мы не всегда понимаем, почему не проведен аудит во многих муниципальных, опять же, предприятиях. Как расходуются деньги? Почему деньги иногда на то же строительство или ремонт расходуются, не учитывая определенные вещи, планы, и потом приходится переделывать? Это все деньги, которые из кармана жителей города Кишинева. Прежде всего навести порядок в мэрии, прежде всего, опять же, градостроительный план, чтобы было понятно, как город развивается, аудит муниципальной собственности, не только предприятий, но и собственности, и, конечно же, вывод из такой плачевной ситуации муниципальных предприятий, когда директора должны отвечать за то, чем они занимаются. У нас большинство директоров муниципальных предприятий назначены не через конкурс, являются исполняющими обязанности. За что они отвечают в этих предприятиях? Конечно, они будут банкротиться. Вот такая ситуация. Да, am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru răspuns. Trecem la următoarea rundă de dezbateri, cea în care vă veți adresa unii altora întrebări, dar asta imediat după pauza de publicitate. Am revenit în studio, vă amintesc că suntem în cadrul dezbaterilor Alege Liber de la TV8. Împreună încercăm să alegem, să ne informăm ca să putem să alegem cel mai bun primar pentru municipiul Chișinău. Suntem acum la următoarea etapă a dezbaterilor. Dezbateri între candidați, veți putea să vă adresați întrebări unul altuia. Am să întreb cine vrea să adreseze primul întrebarea unuia dintre contracandidați, că am avut o pauză foarte, foarte aprinsă aici. Ok, dacă permiteți mie să spun o întrebare doamnei Caraman, pentru că nu ne-am văzut aseară la TVR. Oare nu-i rușine în secolul ăsta să nu cunoaștem limba română, să nu o vorbim, iar în același timp să promovăm comunismul ca metodă de dezvoltare a municipiului Chișinău. Da. Cei care ne-au deportat în Siberia, cei care au făcut foamete organizată. Da. Haideți să auzim. Care построили весь город Кишинев, в том числе учебные, медицинские заведения, парламент, правительство и все остальные государственные учреждения, потому что, к сожалению, при власти либералов в городе все это было разрушено, ничего построено не было. Я абсолютно точно могу сказать, что мне не стыдно, я гражданка Республики Молдова и имею право, как и в любой свободной цивилизованной стране, выбирать тот язык, на котором я имею право общаться. Мне точно могу сказать, что стыдно было бы задавать такие вопросы. Это точно нецивилизованный подход, и я еще раз обращаю внимание граждан на такое вот отношение к гражданам, потому что не только я разговариваю на русском языке, очень многие жители Кишинева, вот именно вот такие люди, которые называют себя проевропейцами, хотят прийти сегодня к власти и продолжить разрушать тот город, который они уже разрушали. Да, на протяжении. Доктор Карман, вопрос адресован к вам, домнулу Пуриче.
Господину Пуричу у меня нет вопросов, потому что я понимаю, что он не сильно разбирается и во временах, когда там кто-то, либерал, оказывается, сменили режим, 7-й какой-то год, поэтому я не вижу, чтобы человек разбирался по вопросам местной власти. У меня есть вопросы к двум кандидатам, и один, он общий для двоих. Да, только тот ушла звезда, пидому Пуричу, да, когда у меня Луяри чеваде спос, да, ну, третий. Я ответила на вопрос, я ответила ему на вопрос, который он задал. Я его никак не задевала. Почему и рушили канзи? De astăzi promovați comunismul ca metodă de dezvoltare municipiului Chișinău. Вот так бы мне было стыдно вести себя. Действительно стыдно. И мне за вас сейчас искренне стыдно. Вот и все, что я вам могу сказать. Ok, deocamdată veți avea ocazie să adresați întrebări celorlalți doi contracandidați, dar dacă am început prin metodă încrucișată, domnul Bulgac, o întrebare pentru domnul Polianski și apoi invers. Domnule Polianski, mă rog, partidul pe care l-a reprezentat s-a poziționat clar ca un partid de stânga. Din punctul meu de vedere civilizat ar trebui să avem o discuție foarte importantă aici, pentru că bun, este o vorbă care mie foarte tare îmi place, o glumă mai degrabă, că era atât de frig dimineața afară că am văzut un socialist cu mâinile în buzunarele proprii. Și atunci, întrebarea e în felul următor. Vorbim despre faptul că avem nevoie de mai mulți bani la Chișinău. Anual avem deficit bugetar aproape de 1 miliard de lei pentru orașul Chișinău. Cum o persoană cu viziune de stânga, un primar, dacă ajungeți dumneavoastră primar, cum convingeți un antreprenor european, spre exemplu un belgean cu bani, să vină să construiască la Chișinău o fabrică care să producă ceva? Ну, смотрите, во-первых, первое. Многие кандидаты, которые сейчас идут на выборы, выступают иногда с очень интересными, здравыми предложениями. И от некоторых можно услышать даже какие-то инвестиционные планы по привлечению инвестиций. Это абсолютно нормально. Второе. Вообще город Кишинев, он не может быть городом несправедливым. Он должен быть городом справедливым. И поэтому, как любой другой большой город, поэтому левые партии здесь всегда, так скажем, достойно себя проявляли. Если они действительно оставались левыми, в том числе попадая в муниципальный совет и не вступая в сговоры с другими правыми партиями и не деля там бюджеты, деньги, не участвуя в схемах. Город Кишинев – это город, который можно привлечь инвестиции, город Кишинев – город, который может зарабатывать, город Кишинев – это город, который может быть справедливым, мобильным, зеленым и счастливым городом. Da, eu înțeleg un răspuns frumos. În același timp, există niște concepte care operează. Eu sunt liberal, dumneavoastră sunteți de stânga. Acum, eu sunt pentru faptul ca taxele să fie mai mici. Nu-mi plac taxele. Și nici antreprenorilor nu le plac. Asta e deja o altă întrebare. Ana, nu spate. M-am gândit că așa fără. Nu, можете прокомментировать, конечно. Не сильно к либеральной идеологии относится. Просто вы считаете, почему что либералы вызывают уменьшение налогов? Скоро тут се распынешь, и după să-i adresați o întrebare. Нет, все, я, в принципе, ответил на главное, и тут что еще тут ответить? Am înțeles. Puteți să puneți o întrebare de precizare, dar o altă întrebare, de un alt subiect, nu e ok. În acest moment, mai târziu, da. Domnul Polianski, o întrebare pentru domnul Bulgac. У меня вопрос такой, без подковырок. Какая главная самая проблема в нынешней администрации города Кишинева, на ваш взгляд? Вот самая-самая главная проблема. Pentru că și dumneavoastră dați dovadă de bun simț în dezbaterea asta, eu nu pot să nu car de acord cu un lucru pe care l-ați menționat și dumneavoastră mai devreme. Astăzi, primăria municipiului Chișinău, la fel ca și Republica Moldova la nivel central, este condusă de oameni care nu au simțul banului public și a cheltuierii lui. Eu, în calitatea mea de antreprenor, înțeleg foarte clar că pentru mine fiecare decizie proastă pe care o iau, fiecare zi pierdută, fiecare lucru pe care nu o fac, mă costă bani, mă costă efort, mă costă timp. Oamenii care conduc astăzi primăria municipiului Chișinău, la fel ca și oamenii care conduc azi Republica Moldova, nu îi interesează câți bani cheltuie. Nu îi interesează cum îi cheltuie, pentru că ei nu cheltuie banii lor, ei cheltuie banii oamenilor. Acum, la nivel de gestionare a întreprinderilor municipale, eu sunt omul care am avut curaj să merg la întreprinderi. Mai scurtuț să formulați răspunsul. Am avut curaj să merg la întreprinderi municipale, să le spun oamenilor că nicăieri în lumea civilizată așa întreprinderi nu există. Că așa prin servicii pot să fie... Că așa servicii pot să fie contractate la privat și cu oamenii ăștia la privat ar avea un salariu mai mare decât la primărie. Deci gestionarea, asta și este problema cea mai mare. Большинство транспортных компаний в Европе это компании либо государственные, либо муниципальные. Это для начала, так? То есть есть это вообще распространенная практика. Есть государственные предприятия во Франции, государственный сектор, извините меня, занимает очень существенное место в других европейских государствах. Просто мы иногда так предвзято смотрим на это, что если государственное, если муниципальное, то оно как бы не имеет права жить. Да, можно подумать. Анцелек Дарлапарис, ну и премьер Иоанн Чабанш, ну и премьер-министр Дорин Речан. Нет, здесь вот проблема есть у нас в Кишиневе, конечно. Да, мульт, дамна Карман, он требует пентру домну Булгак, дом Булгак.
Întrebare pentru doamna Caraman. Da, aveți grijă, vă rog să vă uitați totuși la timp. Da, поэтому, если можно, я воспользуюсь и задам общий вопрос для господина Булгака и господина Полянского. Вы, как избирательные конкуренты, как оцениваете вмешательство СИБА в предвыборную кампанию? Как оцениваете последние события, связанные с решениями чрезвычайной комиссии, ЦИКа в отношении избирательных конкурентов? И как вы чувствуете себя в качестве избирательных конкурентов, не чувствуете ли вы, что партия власти имеет больше преимуществ и поблажек со стороны? Foarte repede, mă simt prost în calitate de candidat în aceste alegeri. Coaliția pentru Unitate și Bunăstare a avut o conferință de presă săptămâna trecută în care au indicat toate abuzurile guvernării centrale, toate abuzurile Comisiei Electorale Centrale. Ele există și asta e o problemă foarte mare. Da, și domnul Полянский. Сворачивание демократии, а это именно происходит, сейчас мы это наблюдаем, преследование инакомыслия, какие-то ограничения, в том числе дискриминация по языковому принципу. Это все не европейская практика, это антиевропейская практика. Это практика, которая ведет страну в хаос, в пучину безвластия, потому что рано или поздно партия ПАС обрушится. Da, mulțumesc pentru răspuns. Am să mă asigur să nu mă încurc. Dacă cineva îl scap, să-mi spuneți, vă rog frumos. Domnul Bulgac, o întrebare pentru doamna Caraman. Doamna Caraman, cum arată raiul Chișinău comunist în 2040? Descrieți-ne, povestiți-ne. Знаете, я бы в этом отношении скажу назад в будущее. Так же, как Кишинев в свое время развивал собственную продукцию, в том числе для космоса готовили некоторую продукцию, а также как это был культурным центром, центром развития науки, я абсолютно точно уверена, что и сегодня это возможно создать. И Кишинев может стать комфортным для каждого жителя, где соблюдаются его права, и где его интересы учитываются, и мы сможем это обеспечить. Da, mulțumesc și domnul Полянский pentru doamna Караман. După asta treci la domnul Пурите. У меня простой вопрос. Во-первых, кто муниципальный советник от партии коммунистов в нынешнем составе муниципального совета и чем он 4 года вообще занимался? Сейчас является Иван Филимон, но я могу сказать, что он этот мандат взял от Николая Руссола, который стал депутатом. Николай Руссол сумел даже в одиночку добиться реставрирования памятника Лазо, установления остановок, несколько вопросов по дворам. Господин Филимон в том числе, я знаю, что очень массивно общался с гражданами и решал их вопросы на местном уровне. Все обращения, которые были к нему обращены, были разрешены в положительном русле. Așa, mulțumesc, domnul Purice, pentru domnul... Vă rog frumos, da? Dați-mi voie să fac o mențiune foarte scurtă. Pentru ce s-a întâmplat în pauza de publicitate, eu de principiu nu o să răspund la întrebarea domnului Purice. Asta e un teatru de prost gust. Eu o să găsesc imaginele și o să le public pentru ca toată țara să le vadă. Eu la întrebările domnului Purice nu o să răspund. El e aici cu un singur scop. Lasă să-și facă număr, eu nu răspund la întrebările. Da, oricum, eu am să fac eu o precizare. Deci acest tânăr care este frustrat, din câte se vede. Țineți minte că nu aveți dreptul să faceți atacuri. Da, nu fac atacuri. Deci el a menționat în pauza de publicitate că în acest platou sunt 3 comuniști, printre care și eu. Cel care port la piept harta României, cel care vorbesc limba română și el m-a făcut pe mine comunist. Și respectiv i-am dat o replică ce își permite să mă facă pe mine el comunist. Cine este dumnealui să-mi pună mie notă? Sau în același timp... Sau în același timp se declară liberal, liberal, liberal. O întrebare aveți pentru dumnealui? Ok. Dumnealui a zis că nu răspund, dar oricum să-l întreb. De când partidul care dumneavoastră îl reprezentați și mai cu seamă vreți să schimbați lucrurile municipiului Chișinău, având în vedere că președintele dumneavoastră Igor Munteanu a fost în Partidul Liberal, după care a fost prin platforma DA și acum și-a făcut propriul partid, de când dumneavoastră sunteți cei mai liberali din municipiul Chișinău și care este doctrina voastră, de fapt, în administrarea orașului? Domnul Bulgac, dacă v-ați răzgândit, dacă nu... Nu m-am răzgândit, pentru că există niște lucruri de principii peste care nu poți trece. Eu n-am venit să fac aici o cursă, să ne întrecem în fața oamenilor care e mai liberal. Ok, mulțumesc. Bine că nu am făcut cursa cine este mai comunist. Da, asta este o persifare, bătaie de joc față de... Domnul Purice, întrebare pentru domnul Polianski. Și apoi invers. Spuneți, vă rog, ce veți face dumneavoastră ca să fie dezvoltate instituțiile medico-sanitare publice, instituțiile de învățământ și care va fi viziunea dumneavoastră asupra instituțiilor preșcolare?
Ну, во-первых, господин Пурич, тут было бы интересно как раз, чтобы я задал вам этот вопрос, учитывая, что вы из этой системы. Это гораздо логичнее, потому что наверняка у вас есть какие-то предложения. И если в муниципальном совете либеральная партия бы не воевала бы с другими партиями, как это происходило сегодня, например, в перерыве на дебатах, то можно было бы обсудить в том числе такую интересную тему, как развитие, например, медицинской системы в Кишиневе. Потому что медицинский туризм, он есть у нас медицина достаточно сильная. Мы понимаем, что у нас сильный университет медицинский, который, если не ошибаюсь, вы закончили. И, естественно, эту тему надо развивать. Но при этом мы видим, что у нас есть оптимизация, у нас есть попытки забрать у муниципальных властей медицинские учреждения под центральные власти. Есть постоянные конфликты какие-то, которые никак не влияют на развитие системы. Что касается вообще социальной системы, то прежде всего мы должны говорить о том, если мы говорим сейчас именно в контексте города Кишинева, что социальная инфраструктура должна быть в пешей доступности к людям. Она должна строиться, она должна развиваться, она должна изменяться в лучшую сторону, ремонтироваться. Вот сейчас у нас нет доступности пешей до социальных объектов. Да, întrebare pentru domnul. Aș fi fost foarte recunoscător dacă îmi răspundeați în limba română, dar în mare parte nu prea am înțeles răspunsul, dar... Да вы хорошо понимаете румынский, русский язык, это же мы знаем. Дом Полянский, întrebare pentru domnul Пурич. Хорошо. У меня, конечно, я мог бы задать вопрос про Дарину Киртуаку, потому что это такая притча во языцах, но не буду троллить вас этим вопросом, спрашивать, какой самый худший мэр в истории Кишинева. Так я другой вопрос задать хочу. Вот сейчас вопрос будет. Сейчас другой вопрос вам задам. Какое самое проблемное место в городе Кишиневе? Улица, либо какой-то квартал, может быть. Где самая большая проблема в Кишиневе? Да. Большая, ам înțeles, дар... Проблема, это в румынское слово care тоже есть. Какая есть страда или локу ден Кишинев, с чели мои мари проблемы? Страда и локу, с чели мои мари? Сау, локу. Бине. Локу поте фи чел май проблематик лок, с сигуранцей, есть актуальменте примария муниципиул Кишинев. Cei care o administrează, care au făcut din primăria Chișinău, au făcut o structură de partid, dar locuri sau străzi care lasă de dorit, cu siguranță este strada industrială. Pe timpul lui Chirtoacă s-au făcut câteva străzi importante, ale cu Rousseau, Vasile Alexandri, Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare. Cam asta ar fi răspunsul. Am înțeles. Poftim? De 9 lei. Acum mai este ceva timp, de aceea am să vă mai adresez câteva întrebări. Domnul Purice are nevoie să plece, de asta vreau să vă întreb dacă sunteți împotrivă să-i pot adresa mai întâi lui întrebările, dacă este cineva împotrivă, dacă nu. Iată, mai civilizovane люди, da? Vătlicet. Neacă... Așa. Domnul Purice, vedeți, sunt deschiși colegii de platou. Vreau să plecăm. Așa că vă adresez întrebările dumneavoastră pe care le-am. Sunteți medic de profesie? Cum veți asigura serviciile medicale de calitate în municipiul Chișinău? N-am găsit, din păcate, nimic în programul dumneavoastră electoral pe care l-am găsit pe internet. Ok. Noi avem acest... pentru a locui confortabil trebuie să ai și o instituție confortabilă. Respectiv, am un program meu ce ține de termoizolarea clădirilor. Iar spitalele din municipiul Chișinău intră în acest proiect de termoizolare a clădirilor. Dacă ați observat, în Chișinău sunt unele instituții de stat bunoară, procuratura mai și mai departe, dar unele spitale au un aspect fizic extern catastrofal. Ce ține de condițiile spitalicești, ce ține de secțiile spitalicești sau unele instituții, cu siguranță trebuie să găsim fonduri suficiente pentru a renova acele spații, pentru a oferi, în primul rând, pacienților condiții spitalicești favorabile, condiții hotelierii spitalicești favorabile, pentru ca să vină la instituțiile medico-sanitare publice pentru a fi de servici, iar în același timp trebuie să facem un mediu favorabil pentru lucrătorii medicali, cei care poartă halate albe, care vin zi de zi la serviciu. Respectiv, ce ține de dotarea instituțiilor medico-sanitare publice, evident că este nevoie de utilaj medical performant, modern, da, care să ofere diagnostice rapide. Am intrat la asta. Ce anume? Tot ce ați vorbit până acum. Dați-ne două cifre. Cât costă? Termoizolarea?
Cel mai zonare și cât se face o analiză de cheltuieli și respectiv poți să, trebuie să iei câte instituții sunt, Buroare, dacă sunt 17, instituții trebuie să faci AMT-uri, da. Centrul de medicilor ați de familie. Ați intrat peste minutul de final. Okay. Dacă nu sunteți împotrivă, eu am să vă adresez o întrebare la care trebuie să răspund doar cu da sau nu. Okay. O să vă ia fix o secundă. Okay. Dorin Chirtoacă sau Mihai Ghimpu, i-ați invitat să fie membri în echipa dumneavoastră de la primărie dacă deveniți primar al municipiului Chișinău? Ambii. Vor fi. Așa. Și acum, minutul final, vă invit să vă adresați alegătorilor. Stimați unioniști, dragi compatrioți, având în vedere alegerile la 5 noiembrie, eu, reprezentant al Partidului Liberal, cel care a apărat mai bine de 10 ani capitala de guvernarea socialist-comunistă și a dat capitale un suflu de dezvoltare românesc și pro-european, vă invit la alegerile din 5 noiembrie să votați candidatul la funcția de primar general al municipiului Chișinău, Ion Purice, și echipa de profesioniști ai Partidului Liberal. Vă mulțumesc! Mulțumim, mai aveți timp dacă nu vreți să-l consumați. Ok, în regulă. E în regulă? Bine, domnul Purice, vă mulțumesc pentru participarea la dezbatere. Aveți succese mulțumesc până la sfârșitul acestei campanii electorale și în ziua alegerilor. Noi continuăm dezbaterile cu întrebări către fiecare dintre candidați. Doamna Caraman, o întrebare pentru dumneavoastră. Va fi o întrebare scurtă. Care va fi poziția dumneavoastră față de organizarea paradelor LGBT în capitală? В этом отношении моя позиция не меняется. Я вообще из тех людей, которые не меняют своих принципов и идеалов. Я считаю недопустимым любую пропаганду нетрадиционных ориентаций. Мы стоим очень строго на защите традиционных ценностей, которые более 90% наших жителей хотят, чтобы их защитили. Поэтому в этом отношении мы учтем мнение абсолютного большинства жителей Кишинева. Am înțeles, mulțumesc pentru răspuns, domnul Bulgac, mai aveți un pic de timp și dumneavoastră. Ați promis o reformă fiscală întemeiată pe taxe locale mai mari pentru rezidenții zonei ultracentru și în descreștere spre sectoarele mai îndepărtate și suburbii. Ca să facem claritate, se referă doar la agenții economici sau și la persoanele care locuiesc acolo? Ori taxe se percep și pentru... Impozitele tot sunt taxe pentru locuință. În acest context și în contextul în care este scris în program se referă la agenții economici, este o măsură pe care o propunem, o numim descentralizare fiscală, pentru că vrem ca... Asta e una dintre condițiile care ar face pe oameni să investească mai mult înspre suburbii și nu în centrul Chișinăului. E normal ca ceea ce se întâmplă în centrul Chișinăului să coste mai scump decât ceea ce se întâmplă în suburbii, dar asta e o discuție de care avem nevoie vreo 3 ore să ne așezăm ca să... Și ca așa să costă mai scump, ori arenda spațiilor este mai scump în centru decât în alte... în alte zone ale capitalei. Domnul... Noi vorbim despre lucrurile pe care poate să le facă administrația primăriei, da. Nu despre lucrurile care primăria nu se ocupă de ceea ce se menționează. Înțeleg. Domnul Polianski, o întrebare pentru dumneavoastră. 4 secunde, îmi spun colegii că mai aveți. Scurt atunci întrebarea vă adresez. Ați laudat chiar astăzi realizările actualului primar al municipiului Chișinău. Ați spus că a făcut multe, dar mai sunt de făcut. Dacă deveniți primar al capitalei, îl veți invita în echipa dumneavoastră pe domnul Ion Ceban sau veți păstra membrii echipei dumnealui în cadrul primăriei? Ну, я думаю, что Чебан неплохой администратор в городе Кишиневе, и его опыт, конечно, пригодится в Кишиневе. Тут нету... Deci l-ați invita? Да, наверное, да. Să фак... Iar membrii echipei? Тут есть вопрос в чем? Что есть партия, есть партия, которая должна принимать решения. Da, am înțeles. Mulțumesc pentru răspuns. Doamna Caraman, mai am întrebări și mai aveți dumneavoastră timp ca să răspundeți la ele. De unde veți atrage finanțări pentru a dezvolta Chișinău? Și o întrebare, dacă ați aplicat la programul Orașul Moldovenesc, așa, după principiul Satul Moldovenesc, promovat de Ilan Șor, pentru a dezvolta infrastructura orașului. Спасибо за вопрос. Инвестиции. Действительно, есть очень много программ и европейских, и восточных, которые требуют только написания грамотных проектов и участия в них. Более того, у нас коммунистов очень хорошая тесная связь с коммунистами Китая, которые не раз приходили с предложениями и конкретным опытом развития города. Я абсолютно уверена, что в этом отношении мы будем вести переговоры с ними и абсолютно точно сможем найти какие-то точки соприкосновения
неприкосновение для того, чтобы улучшить наш город. Да, больше не хватает. Да, mai mult nu trebuie, pentru că ați intrat peste minutul de final. Domnul Bulgac, întrebare încă pentru dumneavoastră. Aveți un program foarte amplu, l-am citit, 40 ceva de foi, dar care în proporții considerabile va depinde de suportul Consiliului Municipal Chișinău. Cum vi-l veți asigura și dacă ați calculat și dumneavoastră valoarea investițiilor pe care urmează să le faceți, să-l întrebați pe domnul Puricea, am aceeași întrebare. Ați calculat câți bani va trebui să faceți ceea ce v-ați propus? Am calculat programul electoral și invit din nou telespectatorii să-l vadă. Are două dimensiuni, una cu angajamente și ele sunt puține, vă rog, fiți atenți și, una cu, și una cu principii, în care vorbim despre niște lucruri care trebuie să întâmple la Chișinău în decurs de 10, 15, 40, 50 de ani. Și atunci, spre exemplu, pentru termoizolarea tuturor blocurilor din Chișinău avem nevoie de 5 miliarde de euro. Dar evident că pentru toată lumea asta e clar că nu e un obiectiv realizabil în 4 ani. De aceea, un minut. Bun. Toată lumea să consulte programul. În Consiliul Municipal Chișinău eu sunt convins că o să existe o majoritate de dreapta și o să fim capabili să găsim consens. Am înțeles. Mulțumesc mult pentru răspuns. Minutul final. Doamna Caraman, aveți cuvântul. Дорогие жители Кишинева, я абсолютно точно уверена, что хватит с города Кишинева экспериментов. Еще раз повторю, что мы идем с большой опытной командой. И самое главное, что все те наказы, которые вы нам оставляли, вошли в нашу программу. Мы обязательно создадим ту связь необходимую, которую сегодня не хватает и на центральном, и на местном уровне. С вами все ваши интересы будут учтены. Я иду с самой большой командой, самой опытной командой, которая может действительно изменить город Кишинев в лучшую сторону. Более того, на встречах до местных выборов и во время местных выборов вы сами говорили о том, что с коммунистами лучше, и я абсолютно точно приглашаю вас реализовать этот лозунг 5 ноября на избирательных участках и проголосовать за Диану Караман в списке кандидатов в генеральные примары и за партию коммунистов в списке кандидатов. Вы рог сын депешит с темпом, потому что садик у них тебя за микрофон, домно Булгак, минуту финал. Mai întâi public o să rog administrația TV8 să fie publicate imaginile care au fost filmate de colega dumneavoastră în pauza de publicitate. Ceea ce s-a întâmplat în dezbaterea de astăzi nu are foarte multă legătură cu realitățile în care trăim noi la Chișinău. Avem nevoie de administrație serioasă. Coaliția pentru Unitate și Bunăstare trebuie să facă parte din această administrație serioasă. Avem o echipă extraordinară de oameni, specialiști și experți în domeniile din care vin. Avem un program pe care îl asumăm, care nu conține minciuni electorale, așa cum se întâmplă la restul candidaților, și vă rog frumos, pentru că mai am 10 secunde, vă rog frumos să-l consultați pe site-ul nostru de campanie. Coaliția pentru Unitate și Bunăstare este un partid care și-a asumat că este pro-european și că face opoziție. Și asta am făcut. Suntem gata să construim Chișinău corect. Și sigur că oamenii acasă asta vor să audă. Vă rugăm să ne votați. Ion Bulgac și echipa Coaliției pentru Unitate și Bunăstare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bulgac, domnul Polianski. Уважаемые горожане, мы идем в мэрию Кишинева не воевать, не устраивать политические шоу и разборки, не участвовать в схемах. Мы идем представлять большинство жителей Кишинева. Большинство жителей Кишинева – это родители, это пенсионеры, это учителя, это врачи. Большинство жителей Кишинева передвигаются по этим улицам, стоят в пробках сейчас. Большинство жителей Кишинева хотят изменений еще больших. Они хотят системных изменений. Они хотят молодежь хочет понимать, что не надо уезжать из Кишинева, что Кишинев действительно будет современным, комфортным городом. Поэтому важен диалог. Диалог между людьми, между сообществами. Как любой город, это множество сообществ. Очень разных людей, разных языков, разных культур. И этот диалог необходим и внутри мэрии, без этих конфликтов, без того, что было до сих пор в муниципальном совете. В первом туре призываю проголосовать за меня, Михаила Полянского, от партии коллективного действия «Гражданский конгресс» и за наших советников. Da, mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru participarea la dezbaterile din această seară. Eu vă doresc succes în această campanie electorală, să fie liniștită, să fie în interesul locuitorilor capitalei, iar pe data de 5 noiembrie, atunci când vom merge la secțiile de vot, să câștige cel mai bun dintre candidați, cel care va putea cel mai bine să asigure un Chișinău prosper. Legat de ceea ce a spus domnul Bulgac, rugămintea de a plasa pe
face publice imaginile cu cearta pe care am avut-o în pauza de publicitate și amenințat. Domnul Purice și domnul Bulgac au fost de acord să facem publice aceste imagini, de aceea ele vor fi în curând plasate pe pagina noastră de Facebook TV8 și Cutia Neagră. Le veți putea urmări acolo și mâine și în cadrul buletinilor de știri veți putea urmări aceste imagini. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare cu echipe TV8.